Cârnați cu salmonela retrași de la vânzare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat retragerea de pe piața unui sortiment de cârnați de către retailerul Mega Image. Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului, constatându-se posibila contaminare cu salmonela. Toate produsele retrase urmează a fi distruse. Potrivit comunicatului transmis de Mega Image, sănătatea consumatorilor este cea mai importantă. Prin urmare, le solicită clienților să nu consume produsul și îndeamnă să-l distrugă sau să-l returneze la punctul de vânzare din care l-au achiziționat. Lutul incriminat a fost distribuit în magazinele Mega Image Cobălcescu, Sisești și Barbu Văcărescu, toate din București și Copou din Iași. Consumatorii sunt rugați să returneze produsul până la data de 14 februarie 2022. Salmonella poate provoca afecțiuni Ave, stomacale sau intestinale. Reprezentanții NSVS au anunțat că vor continua verificarea și altor produse în perioada următoare.